Aici trebuie să aducem 3 scaune. Veniți cu toții mai în față, ocupați toate locurile din față, să vedeți bine, să auziți bine. Veniți cât mai în față. Și la mijloc. Mai lume mai frumoase,
deci doine lume mai duioase. Os munți bogați ca pusenii, nici oameni buni ca ardelenii. Noi șoplim din lemn troițe și țesem pânza-n patruițe. Noi și știm că mașa-ți ruptă când te întorci cu ea din luptă. Ardealule, pământ străbun, de dragul tău trăiești și cânt, de dragul munților tăi moții, oricând primezi botezul roții, de dragul munților tăi moții, oricând primezi botezul roții. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cu toții, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte Paroh, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Spune Sfinția voastră. Nu. Spunem bun venit părintelui profesor Nicolae Bordașiu, profesorul meu de dogmatică. Pe vremuri nici măcar ne îngăduia la telefon să vorbim românește, dânsul a fost și profesorul nostru de limba franceză și care ne impunea să citim 3 capitole din Sfânta Scriptură în fiecare zi. Atunci era o foame duhovnicească, pentru că setea de cuvânt măsoară dimensiunea spirituală din noi. Cu multe lucruri ne-a cucerit părintele. Dar mi-a rămas așa în suflet pentru dragostea pe care a arătat-o față de biserică, față de Sfânta Liturghie, pentru seriozitatea cu care privea viața teologului, dar mi-a rămas în suflet pentru modul stăruitor de a studia Sfintele Scripturi și mai ales pentru expunerea dogmatică, sistematică pe care o avem de la Părintele. A fost așa un model pentru noi toți și toți colegii mei l-au iubit pe Părintele profesor Nicolae Bordașiu și Dumnezeu a rânduit ca în ultimul timp să fie mereu în biserica noastră ca o prezență, o conștiință vie care se jertfește la altarul străbun. De asemenea, îi spun Părintelui Iustinian bun venit în parohia noastră. Ne leagă într-un fel faptul că suntem mușceleni, dar cel mai tare ne leagă pentru că facem parte din poporul lui Dumnezeu. Părintele a fost o pildă pentru noi. A scris lucruri frumoase despre cei mai mari duhovnici ai noștri pe care i-am și cunoscut. Unul din cei pe care Părintele îi va prezenta mi-a fost duhovnic și simt lipsa, iar celălalt l-am văzut, a plecat spre rugăciune în Sfântul Munte de multe ori. I-am făcut și odată o bucurie în viață, pentru că la 80 de ani am găsit un coleg de bancă, de clasă, și i-am dus să-l întâlnească și au stat o noapte de vorbă. Ce și-au spus, Dumnezeu știe, dar după ce a coborât părintele, coleg de bancă al părintelui Stares pe vremea aceea, a plecat așa de mișcat în suflet și și-a încheiat viața pe lumea aceasta așa cu multă seriozitate și cu multă responsabilitate duhovnicească, se spovedea adeseori, era ca un copil la suflet. Deci, îi spun încă o dată, Părintele Iustinian, bun venit în parohia noastră, a fost în biserica noastră și când era biserica mai mică și
A venit și când lucram la biserica aceasta și n-aveam nici turlele bisericii și a venit și astăzi și spunem să vină cât mai des și chiar am pregătit o chilie pe aici. Așa cum la Sfântul Silvestru, Părintele are chilie și Părintele Cristian o să aibă în biserica noastră o chilie, ca să aibă unde să tragă. Vă spun dumneavoastră bun venit în seara aceasta la această frumoasă conferință, pentru că fără poporul lui Dumnezeu degeaba vorbește. Părintele o să ne spună niște experiențe duhovnicești deosebite. Am stat în Sfântul Munte și am văzut chipul Părintelui Tănase Petroniu și am citit scrierile și mă folosesc de ele și acum. Era un abil cunoscător al patericului, al cărților de cult, care sunt izvoare nesecate de frumusețe duhovnicească, și era un abil cunoscător al Sfinților Părinți, parcă era contemporan cu fiecare dintre ei. Am învățat multe în vremea aceea și mă duceam acolo în Sfântul Munte pentru că acolo trebuie să învățăm noi să ne ducem deseori să ne rugăm. Mântuitorul se ducea deseori să se roage în Sfântul Munte. Și pentru că ați venit în biserica noastră, să nu uitați niciodată că este ocrotită de Maica Domnului și ea v-a adus aici. Și tot ceea ce vedeți dumneavoastră este o lucrare a Maicii Domnului. Cine n-a crezut în minunile Maicii Domnului, văzând această biserică, să vă puteți da seama ce lucrare a avut aici. M-am gândit chiar să scriu o carte cu eroismul creștin care s-a desfășurat aici. Nu putea să îl trezească un om, ci Maica Domnului mișca pe fiecare. A fost și este o prezență vie în biserica noastră. Icoana aceasta pe care o vedeți este, după părerea mea, făcătoare de minuni, ca toate icoanele. Și drept recunoștință credincioșii noștri au făcut pe aceea care am făcut-o după ce am dus vreo 2000 de oameni din parohia noastră la Sfântul Mormânt al Maicii Domnului. Și aceasta este o copie a icoanei Maicii Domnului de la mormântul Maicii Domnului din grădina Ghesimanii. Iar cea pe care o vedeți aici este icoana, copie de pe icoana Maica Domnului Podrumița. Vedeți, are o tentă de roșu, așa, ca o imagine a faptului că Maica Domnului a fost prefigurată în Vechiul Testament, ne spunea Părintele Nicolae Bordașiu, de rugul lui Moise care ardea și nu se mistuia. Ca o minune și venirea acestei icoane aici, cum minune este și faptul că dumneavoastră sunteți cu noi în seara aceasta. Le spun încă o dată, părinților, bun venit și ucenicilor care au venit de fiecare dată aici și mi-ar face plăcere să reușim să facem în așa fel încât duminica după amiază să ne vedem aici. Avem atâtea lucruri frumoase, ca un gospodar, lucruri vechi și noi putem scoate din vistierie, exemple nebănui de frumoase pe care nu mai puteți vedea în lumea aceasta. Că lumea aceasta s-a bătut mai mult la televizor și da, e atâta discordie, toți suntem deștepți. Nu mai recunoaștem nici valorile semenilor noștri. Păi ce, că eu sunt mai tare decât toți. E, lucrurile nu stau chiar așa. În biserică omul învață care e măsura, știți? Că îți dai seama până la urmă că omul este ca iarba, ca floarea câmpului, care astăzi este și mâine nu mai se cunoaște locul pe unde a fost. Vă mulțumesc și dau cuvântul părinților. Nu trebuie să-i mai prezentăm pe părinți, așa că rupe Stelian să trecem peste capitolul acesta. De fapt, în biserică, nu știu dacă ar trebui să prezentăm pe cineva. Cartea de vizită a preotului care vorbește este legitimația lui. Cuvântul pe care rostește este icoana sufletului. Cuvântul pe care rostește pune în evidență frământările, lupta lui pentru a lăsa ceva în lumea aceasta. Și noi nu avem nicio armă decât cuvântul. Așa că și părintele, ca și părintele, totdeauna au fost slujitorii cuvântului. Și noi ne străduim și noi să fim slujitori ai cuvântului, care s-a făcut trup și s-a sălășluit într-un noi și am văzut slava lui, slavă ca unea născut din Tatăl, plin de har și de adevăr, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan. Să rămână. Părinte Nicolae, așa? Preacurșernici, frații mei preacuvioase, iertați-mă, eu am fost duminica trecută după amiază aici.
și cei care ați fost atunci prezenți, vă mai aduceți aminte că am trecut pe aici. Dar părintele a fost ocupat și era plecat. Eu am fost duminica trecută și am ținut vorbire. Acum nu pentru mine am venit. Am venit pentru părintele Iustinian cu atâta drag când am venit, când am auzit că vine aici unde am fost și o săptămână trecută, pentru că odată cu întâlnirea aceasta, cu mine împreună sunt noi ani de amintiri. Și dacă aș sta să vă povestesc acum, ne prinde dimineața. Și de aceea îmi cer iertare. Nu mai spun decât două cuvinte, poate, în plus. Că am venit împreună cu frații mei mai tineri, părintele Adrian și părintele Diacon Mihail, cu tot dragul, fiindcă cei doi frați ai mei mai mici sunt atât de legați de muntele Athos, încât când lipsesc de la biserică, unde credeți că sunt? La Sfântul Munte. Și viața lor, în toată ce face ca slujire, caută să se orienteze după viața Sfântului Munte Athos. Așa că, părinte, să știți că ei aici sunt cu dragostea care o au pentru întregul Munte Athos și mai ales pentru schitul Prodrom. Iar eu când am venit aici, am venit cu o mulțime de amintiri după mine și pe care le retrăiesc aici lângă părintele Iustinian, fiindcă a trăit atât de mult cu cei doi corifei ai vieții duhovnicești pe care îi descrie în această carte, părintele Arsenie Papacioc și părintele Petroniu Tănase. Amândoi foarte legați de viața mea și cu 2, 3 ani, 4, 5 ani înainte, la televizor s-a dat un film în 4 episoade, o convorbire mai lungă cu părintele Arsenie Papacioc, care întâmplător face să fi fost primar în orașul unde a fost socrul meu preot. Și în felul acesta am avut o cheie cu care am intrat mai ușor la părintele Arsenie Papacioc. Și mai mult decât atât, am fost coleg și foarte apropiat cu un alt preasfințitul mitropolit Antonie Plămădeală, cu care părintele Arsenie Papacioc au fost colegi de mănăstire și de viață într-același timp și istoriseam multe din aspectele vieților. Iar cu părintele Petroniu Tănase mă leagă atât de frumoase amintiri, fiindcă am fost colegi de facultate. Și faptul că părintele Iustinian ne vorbește în seara aceasta și despre părintele Petroniu, eu am venit anume ca să retrăiesc clipe din acele frumoase amintiri, fiindcă părintele Petroniu era cu un an înaintea mea la facultate, dar făceam cursurile împreună, anul meu și cu anul dânsului, și eram foarte apropiați. Și mai mult decât atâta, am fost colegi de serie de licență, că părintele Petroniu și-a dat-o cu un an după ce a terminat facultatea, când am dat și eu. Și ne-am dus viața împreună în multe împrejurări. Iar cea mai apropiată este o mărturisire pe care vă fac când am trăit niște clipe dureroase pentru viața mea. Și nevastă mea, pentru noi preoții de mir, soțiile au un rol deosebit de mare. Și când a văzut că sunt atât de zbuciumat, au uneltit cu alți prieteni și m-au trimis la Muntele Athos. Te duci la părintele Petroniu și te sfătuiești cu dânsul. Și am ajuns la Muntele Athos și întâi am găzduit la o chilie, la schitul lacu. Și
acolo era cu mine un fin. Și nevastă mea a spus să ai grijă să nu-i se întâmple ceva. Și iertați-mă că vă spun, m-am dus să mă spăl, să mă bărberesc și când am ieșit din camera de baie, pe finul meu l-am găsit cu spatele lângă ușă. Zic, ce faci aici? Ce, pe stau să aud, dar nu cumva să cădeți pe jos. Că așa înțeles el porunca de la nevastă-mea. Și când am ajuns după două zile la părintele Petroniu, când îl vedeți și aici, și finul ăsta al meu a publicat în Lumea Credinței o mică poză de atunci, îl vedeți, că era adunat de spate de bătrânețe și se sprijinea pe un băț de corn, de corn, țin minte că era. Și când am început să-i spun de ce am venit așa năcăjit acolo, răspunsul părintelui Petroniu, care era un suflet cald, bun, așa înțelegător pentru fiecare. Închipuiți-vă că acest părinte deosebit, care avea sub ascultare, nu știu câți călugări erau atunci, dar erau destui, cu care a înnoit viața schitului de la Prodromul, iar părintele Iustinian a fost, să zicem, poate mai mult decât mâna dreaptă și jumătate din stânga, fiindcă tot ce au realizat acolo le-a realizat sub conducerea părintelui Petroniu, dar prin lucrarea părintelui Iustinian. Și părintele Petroniu, după ce m-a ascultat, mi-a zis, zice, vezi bățul ăsta? Ci din lemn de corn. Știi ce înseamnă asta? E un lemn foarte rezistent. Ei zice, nu te duci de la Atos până nu rup bățul ăsta de tine. Și să-mi iasă toate gândurile rele din care mă bântuiau și mă chinuiau, și m-am întors acasă liniștit, dar cu frică nu cumva să vină părintele Petroniu cu bățul. Și când m-am întors după ani, m-am dus în cimitir. Și era părintele Haralam acolo atunci și Clement. Și am intrat în cimitir să-i aduc omagiu părintelui Petroniu și l-am văzut singur acolo într-un cimitir destul de frumos ca aranjat. Și atunci eu m-am speriat neștiind cum e rânduiala. Zic, da, n-au mai murit alți călugări nici înainte, nici după aia. Ce, ba da, zic, da, unde sunt? Și mi-a arătat, alături era grobnița, osuarul, că în lumea călugărească nu stau prea mult în pământ, ci îi dezgroapă, îi curăță osemintele și le pun în osuar. Și acolo rămân numai cei care își așteaptă perioada. Și în felul acesta sunt aici împreună cu părintele Iustinian și împreună cu frățiile voastre, eu trăind toate aceste amintiri cu atâta drag ca și reîntâlnirea cu părintele Iustinian, cu a cărui frate, tot călugăr, a fost duhovnicul mănăstirii de la Zanfira și am fost foarte apropiați și am scris și eu două cărțulii și le-am dat părintelui, una cu amintirea părintelui Petroniu și alta cu amintirea părintelui Gavrilă, ca să fie și ei împreună cu noi, aici când suntem în această bucurie duhovnicească. Să vă ajute Dumnezeu să vă auzim, Părinte. Înainte de a-i da cuvântul părintelui Iustinian Stoica, aș vrea să vă spun că în această seară, această manifestare de suflet cuprinde practic două momente esențiale. Expunerea părintelui Iustinian mai cuprinde un moment excepțional, surpriza plăcută de a veni în mijlocul nostru și părintele Nicolae Bordașiu,
Dar mai cuprinde un moment, acela al lansării, a prezentării cărții pe care Părintele Iustinian Stoica a publicat-o în acest an, 2018, la editura Doxologie a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de la Iași, numită Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri, în care îi prezintă pe cei doi mari duhovnici români, Părintele Arsenie Papacioc, respectiv Părintele Petroniu Tănase, care amândoi au fost duhovnici ai Sfinției sale și totodată apropiați și duhovnici și ai fratelui Sfinției sale, Părintele Arhimandrit Gavril Stoica de la Mănăstirea Zamfira, care în acest an, pe 26 august, s-au împlinit 10 ani de la mutarea sa la cele veșnice. De fapt, această carte apare într-un timp, într-un moment deosebit, fiindcă pe data de 22 februarie s-au împlinit 7 ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Petroniu Tănase, Sfinția sa trecând la cele veșnice în 22 februarie 2011. Pe data de 19 iulie 2018 s-au împlinit alți 7 ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Arsenie Papacioc, care a trecut deci la cele veșnice în data de 19 iulie 2011, iar pe 26 august s-au împlinit 10 ani de când a trecut la cele veșnice fratele Părintelui Iustinian Stoica, Arhimandritul Gavril Stoica, duhovnicul Mănăstirii Zamfira. Părintele este, sigur, dacă putem spune, produsul duhovnicesc a tuturor marilor părinți duhovnicești, cei doi, și al fratelui Sfinției sale, care era și ca vârstă mai mare, ca ani. Și totodată această carte apare, vedeți, în anul centenar în care suntem chemați să-i evocăm pe toți marii bărbați, sfinți și eroi, sau martiri și mărturisitori și propovăduitori ai acestei țări, ai acestui neam și al acestui popor, într-o vreme și niște împrejurări sau condiții în care se vrea nu mai fi nici bărbați în acest neam, nici martiri, nici mărturisitori, nici propovăduitori, nici oameni cu coloană vertebrală, nici oameni cu demnitate, nici oameni corecți sau demni. Și atunci acești părinți sunt prezentați și în această carte ca niște exemple și pilde pe care noi suntem chemați a le urma aceste exemple și aceste repere. Cartea este la vânzare, costă 50 de lei, merită a fi cumpărată, Părintele a adus doar câteva exemplare, doar 80, i-am promis că nu se va mai întoarce cu nici una înapoi, ci că vor trece toate, fiindcă este o carte pe care o puteți da și mai departe cadou cuiva, că poate e mai important sau mai prețios a da la un moment dat cadou câte o asemenea carte. Poate la un moment dat veți fi atunci, în momentul acela, priviți, uite ce mi-a adus, o carte, mare lucru. Dar nu se știe cum lucrează Dumnezeu și într-o zi o deschide și o răsfoiește și se opintește în sensul bun al cuvântului de un cuvânt din carte, de o învățătură a uneia dintre părinții duhovnicești de acolo și iată cuvântul acela înmugurește, încolțește și apucă de rod. Și iată așa se săvârșește o lucrare duhovnicească și în viața și în sufletul persoanei respective. Cu toții suntem impresionați și emoționați, fiindcă i-am cunoscut pe Părintele Petroniu Tănase, eu mai puțin, dar l-am cunoscut și pe Părintele Petroniu Tănase și pe Părintele Arsenie Papacioc. M-am vrednicit Dumnezeu, am ajuns chiar și la slujbele de prohodire ale sfinților lor. L-am cunoscut și pe Părintele Gavril Stoica. De câte ori am mers în Sfântul Munte și mai ales la schitul românesc Prodromul, m-am întâlnit și reîntâlnit cu multă bucurie și cu Părintele Iustinian Stoica. Și sigur, acum când mergem în Sfântul Munte, la schitul Prodromul sau la mănăstirea, la schitul Sfânta Maria de la Techirghiol, mergem la mormintele celor doi mari părinți duhovnicești, însă ne întâlnim cu ei în rugăciune, ne întâlnim cu ei în scrierile lor,
în viața, opera și activitatea lor, în învățăturile lor, pe care suntem chemați a le cerceta și a le urma și împlini spre folosul și sănătatea noastră duhovnicească și spirituală. Părintele Iustinian, mă bucur că este oarecum într-un turneu, dacă îi putem spune așa, mărturisitor, în mai multe locuri în țară. Săptămâna trecută a fost la Cluj, mâine va fi la Constanța, joia următoare pe 18 va fi la Timișoara. Dacă ajută Dumnezeu, se va mai organiza și aici în București, în colansare de carte, aceleiași cărți, bineînțeles. Și îmi pare bine că suntem aici atât cât suntem în această seară, că a fost în mijlocul, că este în mijlocul nostru și Părintele Nicolae Bordașiu. Noi organizăm aceste seri duhovnicești chiar în acest sens, ele având un caracter apologetic, mărturisitor sau misionar. Bună oară, duminica viitoare, pe 21 octombrie, tot la orele 18, îl vom avea în mijlocul nostru pe domnul dr. Pavel Chirilă. Peste două săptămâni îl vom avea pe Părintele Protoireu Gheorghe Colțea de la Bran, Zărnești. Peste trei săptămâni pe Părintele Profesor Stelian Tofană de la Cluj, peste o lună, pe 11 noiembrie, pe Profesorul Bizantinolog Petre Guran și peste o lună și o săptămână, pe data de 18 noiembrie, toate întâlnirile sunt seara, duminica seara, la orele 18. Deci pe 18 noiembrie îl vom avea aici, în mijlocul nostru, pe Părintele Profesor Universitar Dr. Vasile Gordon, slujitor la Biserica Sfântului Ilie Gorgan din București, profesor de omiletică la Facultatea de Teologie, aici în București, dar și la Cluj, și care va vorbi despre Părintele Profesor Constantin Galeriu, Părintele Galeriu de un leat cu țara, fiindcă anul acesta, pe 21 noiembrie, se vor împlini 100 de ani de la nașterea pământească a Sfinției sale, a Părintelui Profesor Constantin Galeriu, iar pe data de 10 august s-au împlinit 15 ani de la nașterea sa, cea cerească și veșnică în Împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Sfinția sa a trecut la cele veșnice în ziua de 10 august 2003 la Biserica Sfântul Silvestru, unde și este îngropat în curtea bisericii. Îi dăm acum cuvântul Părintelui Iustinian Stoica, mulțumindu-i încă o dată și rugându-ne lui Dumnezeu să-i dea în continuare multă sănătate și putere într-un cuvânt, într-o mărturisire a cuvântului dres cu sare, a cuvântului cu putere multă. Doamne ajută, bine ați venit în mijlocul nostru, Părintele, știți că a fost și dimineața la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, când tot așa a ținut un cuvânt zdravăn și sănătos, așa cum ne trebuie, așa cum ne este necesar sau de folos și așa cum merităm, unul care să ne mai trezească. Mulțumim! Preacucernice Părinte Nicolae, preacuvioșilor părinți, fraților, bunul Dumnezeu să fie lăudat și slăvit întru toate pentru momentele acestea care împreună le trăim. Sunt pus într-o situație destul de delicată sufletește, aș putea spune, pentru că după ce Părintele Nicolae a arătat niște momente deosebite din viața dânsului alături de acești părinți și după ce domnul Stelian Gomboș a spus ceea ce a spus, iar la început Părintele Pompiliu, eu acum, credeți-mă că nu prea știu cum să încep și ce să vă spun mai întâi. Îmi stăruie în minte și zic eu cuvântul acela al psalmistului: minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Spun lucrul acesta pentru că mi-a fost dat, arânduit pronia lui Dumnezeu de-a lungul celor 62 de ani de când sunt la mănăstire,
să trăiesc lângă părinți deosebiți și, în special, lângă acești doi mari părinți, Arsenie Papacioc și Părintele Petronu Tănase. Mi-e și frică să spun că astăzi sunt ceva, pentru că în fond omul, dacă se vede în oglinda sufletului său într-o smerenie, își dă seama că de fapt nu este nimic. Dar cu toate acestea, dacă se poate spune că sunt realizat cumva, acest lucru se datorează acestor doi mari părinți, lângă care am trăit și de la care am învățat lucruri extraordinar de frumoase și de însemnat, timp de 55 de ani. Bunul Dumnezeu a rânduit ca să mă nasc într-o familie cu 10 copii. Și cum cu decenii înainte educația creștină era la mare cinste, la mare atenție în viața oamenilor, pentru că erau cu totul alte vremuri, a rândui bunul Dumnezeu să primesc educația asta sănătoasă creștinească în familie și cu aceea am mers în mănăstire. Înaintea mea a plecat fratele meu, de care s-a făcut amintirea, și Părintele Gavril, la un sit apropiat de familie, la 8 km, la Situ Slănic, care acum este o mănăstire foarte frumoasă. Dânsul, făcând seminarul monahal la Mănăstirea Neamțu, acolo am întâlnit mulți călugări din mănăstirile din Moldova, pe care i-a întrebat: vă rog, recomandați-mă o mănăstire din Moldova cu viață duhovnicească bună, unde să-l după fratele meu care dorește să meargă la mănăstire. I s-a recomandat mănăstirea Slatina și acolo i s-a spus să-l caute pe egumenul mănăstirii, pe Părintele Arsenie Papacioc. Pe la mijlocul lunii august în 1956, am ajuns împreună cu fratele meu, Părintele Gavril, ca închinător la mănăstirea Slatina. Primul călugăr care ne-a ieșit într-o întâmpinare l-a întrebat fratele: cum putem să-l întâlnim pe Părintele Arsenie Papacioc, pe Părintele Egumen? Și să vedeți, fraților, mai întâi să vă fac o precizare. Am urmărit și am ținut cont că în această carte, când am vorbit de viața celor doi părinți, să aibă o continuitate de la începutul vieții lor și până la sfârșitul lor, firul providențial din viața lor pe care l-a rânduit Dumnezeu. Și când spun lucrul acesta, pe undeva mă văd lipit, mă văd tras de acest fir providențial din viața lor și eu. Pentru că ajungând în curtea mănăstirii Slatina, în momentul când l-am întrebat pe acel părinte unde îl putem găsi pe Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Arsenie a ieșit din chilia dânsului conducând un domn și o doamnă care puțin mai târziu am aflat că erau de fapt doi profesori universitari din București care veneau de 3-4 ori pe an să se spovedească la dânsul la mănăstirea Slatina. Și părintele pe care l-am întrebat unde îl putem găsi pe Părintele Arsenie ne-l arată cu mâna: uitați-l acolo pe ciardac. Noi imediat ne-am grăbit să mergem într-acolo, iar Părintele Arsenie, care ne vedea pe noi că schimbăm câteva vorbe cu părintele respectiv, a intuit că vrea să-l întâlnim și a mai zăbovit încă câteva clipe pe cerdac. Am ajuns
după două minute în fața dânsului și părintele Gavril, fratele meu, hirotonit, diacon cu vodoia mai înainte, tânăr și el, cu timiditate și cu multă evlavie, așa, respect, blagoslovit prea cuvioasă. Acum fiți atenți ce răspunde a dat părinte Asene. Dumnezeu să vă binecuvinteze, părinților. Oare n-a greșit spunând lucrul ăsta? Se vede treaba că Dumnezeu l-a inspirat să spună așa și pe mine m-a văzut un părinte alături de fratele meu, părintele Gavril. Și fratele îi spune, preacuvioase, am fost îndrumat la mănăstirea Slatina și la preacuvioșia voastră pentru că fratele meu dorește să intre în mănăstire. Când a auzit lucrul ăsta, părintele Arsenie se adresează direct către mine și îmi spune, cum te numești, frate? I-am răspuns, Ion mă numesc, preacuvioase. Și atunci îmi spune el, scurt și de la suflet, de la inimă, bine ai venit, frate Ioane, din momentul ăsta ești viețuit, faci parte din viețuitorii mănăstirii Slatina. Bine ai venit, rămâi la noi. Am fost foarte surprins de cuvintele dânsului și atunci i-am răspuns, preacuvioase, iertați-mă, dar n-am venit pregătit pentru ca să rămân acum la mănăstire. Mi-a dat un răspuns care câțiva ani nu l-am înțeles, dar a rânduit Dumnezeu să-l înțeleg mai târziu. Când a auzit răspunsul meu, îmi spune, zice, e, frate Ioane, se vede treaba că n-ai nebunit de tot. Și după cuvintele acestea, ne cheamă să mergem la el în chilie. Am mers la dânsul în chilie și după câteva întrebări și răspunsuri, a început dânsul să ne vorbească din viața Sfinților Părinți și din viața mănăstirească, viața călugărească, încât, credeți-mă, timp de vreo oră și 20, aproape o oră și jumătate, nu mai mă simțeam că sunt pe pământ. Uitați de mine unde mă aflu. În fine, ne-a făcut o rugăciune pentru călătorie, că noi urma să mai vizităm și alte mănăstiri, și am ieșit din chilia dânsului, și când era pe cerdac și noi cu trei trepte mai jos în curte, spune, zice, frate Ioane, să te ajute măicuța Domnului ca să vii cât mai degrabă la mănăstirea noastră. M-am despărțit și peste trei săptămâni intram pentru a doua oară în curtea mănăstirii Slatina. Credeți-mă că acele trei săptămâni mi s-au părut trei ani. Așa de doritor eram ca să mă întorc mai degrabă la mănăstirea Slatina, unde am simțit, am trăit niște momente unice în viața mea. Am revenit la mănăstirea Slatina și părintele Arsenie a prins de veste că am venit, el care m-a pomenit necontenit în rugăciuni și m-a așteptat cu mult dor, și să vă spun lucrul acesta, că părintele Arsenie a simțit, a văzut după primele momente când l-am cunoscut și când am discutat cu dânsul, că trebuie să mă întorc la mănăstire pentru că acolo mi se potrivește locul și acolo sunt în mijlocul părinților care au format armata de geniu a Mântuitorului Hristos. Așa sunt socotiți călugării și călugărițele în mănăstiri. A coborât de la chilia dânsului, m-a întâmpinat pe aleea dintre biserică și clădirea în care stă dânsul, m-a îmbrățișat cu atâta căldură încât nu vă puteți să închipuiți ce momente extraordinare am trăit atunci. Și a rămas în mănăstire. Mai întâi m-a dus la părintele stareț Emilian Olaru,
Un părinte zmerit, blând, cu multă dragoste, cu o față luminoasă, era atât de plin de dar al lui Dumnezeu că nu puteai să ajungi în fața lui amărât, întristat și să nu pleci de la el ușurat sufletește și complet liniștit. M-a dus la părintele Stares, m-a binecuvântat, mi-a dat câteva sfaturi și după aceea m-a dat în îngrijire și în formare duhovnicească părintele Arsenie Papagioc. În fiecare săptămână, vinerea, era spovedare de oști. Și a început dânsul să-mi dea primele învățături, primele îndrumări, pe care eu, ca un pământ gata, pregătit pentru ca să se arunce sămânța, le-am primit cu toată deschiderea sufletului meu, cu toată inima, și încet, încet am învățat lucru care mă numește astăzi ce bine au prins în sufletul meu, că nu le pot uita până în veșnicie. Părintele Arsenie, n-am avut parte să trăiesc în mănăstire cu el până la momentul când mănăstirile au fost desființate de comuniști prin decretul 410, pentru că în iunie 1958 a fost arestat din mănăstire împreună cu fratele Constantin Dumitrescu. Această arestare s-a petrecut, de fapt, într-o noapte întunecoasă, ploioasă, pe care ateii comuniștii au rânduit-o să aibă loc în aceeași noapte, ca arestările să se facă toate în aceeași noapte în toată țara. Pentru că atunci au fost arestați cei mai valoroși oameni ai bisericii, călugării cei mai luminați, care îi aveam după aceea la pomenire, la psaltire, că la mănăstirea Slatina, după terminarea Sfintei Liturghii, să continua citirea psaltirii neîntrerupt, zi și noapte, între slujbe. Între aceștia, părintele Nicolae a avut colegi, sau cum să-i numesc, părtași de suferință prin închisori, premarii părinții ai noștri, de care dânsul poate să vă povestească mai multe decât vă pot spune eu. Aici, când spun aici, greșesc, nu în locul ăsta, aici în București, la mănăstirea Antim, unde și părintele Arsenie a viețuit vreo 4-5 ani, i-a cunoscut pe marii părinți Benedict Iuș, pe Andrei Scrima, pe Sofian, pe Roman Braga, pe Adrian Făzeceanu, pe Sandu Tudor, cel care a devenit Daniel Sandu Tudor, marele poet, care toți aceștia au fost arestați în noaptea în care a fost arestat părintele Arsenie la mănăstirea Slatina, împreună, cum am spus, cu fratele Constantin Dumitrescu, cel care a ajuns viețuitor la mănăstirea Sihăstria spre sfârșitul vieții lui și este cunoscut sub numele de părintele Marcu, în paranteză îi se mai spune și Fachiru. Părintele Arsenie a îndurat ani de temniță grea, pentru că după arestarea de la Slatina și condamnarea dânsului, i s-au dat 40 de ani de închisoare, între care 20 de ani cu temniță grea. Când a fost dus ca să-i tundă barba, să-i taie barba și să-l bărberească și să-l tundă și să îmbrace haine de pușcăriaș, acela care făcea această treabă, îl întreabă, câți ani de condamnare s-a dat, măi? 40 de ani. Ce spui, mă? 40 de ani?
Ce ai făcut, mă, de ți-a dat 40 de ani? Părintele foarte simplu, n-am făcut nimic. Nu se poate, mă. Dacă chiar nu făceai nimic, îți dădeau 10-15 ani, dar nu 40 de ani. Și a început temnița, mă refer la, în special la temnița de la Iud. Ceva înfricoșat ce s-a petrecut cu ei acolo. Că acolo era temnița pentru deținuții politici. Erau niște secții numite Zarcă, așa, unde cei care erau în vizorul lor ca să-i extermine cât mai degrabă, îi băgau în aceste locuri, în camere de frigorifice, cum le spunea, unde era moarte de om, ceva înfricoșat. Și plus de asta, înainte de a ajunge să fie băgate în aceste camere, unde nu era nimic, era ciment pe jos și niciun mobilier, absolut nimic, decât în colțul camerei acolo, sub o fereastră deschisă aproape de tavan, era o tinetă, un butoi de metal, căruia îi tăiase capacul de deasupra și acolo își făceau necesitățile. Iar pentru noaptea, verea acei gardieni care îi păzeau și le cobora din peretele închisorii un pat care se bascula și pe el își întindea oasele, pentru că carne nu mai erau pe ei, erau niște schelete, și aveau o pătură care li se dădea de învelit. Jumătate era pusă pe ei, sub ei, și jumătate deasupra. Dar asta, numai așa, ca să zică că are o învelitoare. Au fost băgați la regim de exterminare prin înfometare. După calcule științifice și după așteptările lor, trebuia ca după 2-3 luni de zile de înfometare, așa, să moară, să se stingă, fără să fie torturați și chinuiți altfel, ca să se vadă și să se cunoască că au fost torturați. A trecut 3 luni de zile, a trecut 4, a trecut 5, a trecut o jumătate de an, și acești deținuți, care erau numai umbre de oameni, erau schelete de oameni, nu mai mureau. Și atunci aceia, și în special la Iud, colonelul Crăciun, care era un torționar înfricoșat și toți tremura în fața lui, a fost pus în situația, nu numai el și alții, să strige în fața lor: bă, voi nu sunteți oameni, sunteți niște năluci. Pentru că îi vedea că nu mai mor. Lucrul acesta se întâmpla pentru că era lucrarea lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu care se întâmpla cu ei. A fost întrebat părintele Arsenie, și nu numai el, și alții: părinte, spuneți-ne, în închisoare n-ați avut întâmplări minunate, n-ați avut vedenii, descoperiri, nu s-a întâmplat minuni? Noi, fraților, îmi puneți o întrebare la care nu pot să vă dau un răspuns. Nu se poate concepe ca cineva să rămână viu în condițiile acelea de exterminare și să nu fi avut descoperiri, să nu fi avut vedenii, să fi făcut Dumnezeu minuni cu fiecare. Dar astea nu se pot spune. Am viețuit cu părintele Petronu după ce a ieșit din închisoare, vreo 2 ani și jumătate, la mănăstirea Cheia. Dar înainte de a vă povesti ce ne-a spus la mănăstirea Cheia, să vă spun 2-3 cuvinte ce s-a întâmplat cu dânsul după ce a fost eliberat la 1 august 1964 prin decretul care l-a dat comuniștii cu eliberarea politicilor, celor deținuților politici, la presiunea Occidentului. A venit la București la Patriarhul Justinian, cel care îl cunoștea foarte bine, pentru că el împreună cu părintele Cleopa, atunci când se aflau fugiți în munți,
Când a simțit că securiștii vrea să-i aresteze la mănăstirea Slatina și când lucrurile s-au mai îndulcit puțin, i-a chemat Patriarhul Iustinian la București și le-a dat ca ascultare să revigoreze viața duhovnicească a mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștiului. După un an și jumătate, s-au întors la mănăstirea Slatina. Părintele Cleopa, la vreun an și ceva, s-a retras la mănăstirea Slatina și l-a pus pe părinte Emilianu Olaru, l-a pus stareț în locul dânsului și părintele Aseri, așa cum v-a spus, a fost arestat. Ieșind în închisoare, s-a dus direct la Patriarhie și s-a prezentat Patriarhul Iustinian. Și Patriarhul Iustinian, care era un om foarte întreprinzător și curajos și foarte înțelept în tot ceea ce făcea, s-a luptat mult ca să-l introducă într-o mănăstire. Nu i-a fost cu putință, că se împotrivea securitatea prin departamentul cultelor, care avea împuternicire printr-o lege comunistă, ca să nu aprobe angajarea cuiva în slujba bisericii și nici să dea aprobare acelor care doreau să se întoarcă în mănăstiri dintre cei care au fost scoși cu decret. Și atunci Patriarhul Iustinian, văzându-se situația asta și dorind să-l ajute pe părintele Arsenie, i-a dat telefon episcopului Teofil Hereneanu de la Cluj, care venise de la greco-catolici cu un număr mare de protopopi și care avea un regim de viețuire mult mai îngăduitor decât alții episcopi din țară, pentru că securitatea se temea să nu se întoarcă la greco-catolici și să le dea de lucru. Și atunci a apelat la el și îi spune: ajută-mă și primește pe un părinte care a ieșit din închisoare, că preasfinția ta ai pe acolo o parohie liberă. Și în felul acesta a ajuns și episcopul Teofil Hereneanu l-a numit în Filia de Sus. Acolo a slujit vreo 2 ani și jumătate și pe toți 2 comunii, dar și Filia de Jos, le-a adus la ortodoxie, n-a mai rămas niciun greco-catolic, pe toți i-a adus acolo. Și când Patriarhul a simțit primejdea că mănăstirea Cheia vor să o facă sediu comuniștii pentru partidul lor, dar asta mai mult pentru faptul ca să se planteze ei acolo în inima munților, unde era o stațiune climaterică și era cercetată pe parcursul anului de mulți turiști și din străinătate, ca să poată ei să urmărească. Și atunci Patriarhul repede s-a pus la treabă și a înființat casă de odihnă la mănăstirea Cheia și a deschis-o ca mănăstire pentru călugări. Și atunci a zis, pentru că la Cheia se ducea o lume deosebită, o lume mai elevată, cultă, aia acolo trebuie să fie un administrator și un stareț pe măsură. Și l-a transferat pe părintele Arsenie din Transilvare, de acolo de lângă Turda, și l-a pus stareț și administrator la mănăstirea Cheia. Și aici, la mănăstirea Cheia, părintele Gavril, fratele meu, care pe 25 august 1964, când a fost arestat de la mănăstirea Curtea de Argeș și condamnat împreună cu grupul părintelui Nicodim Mandiță, 11 persoane. El care nu s-a putut face dovada că trebuie să fie condamnat în cadrul procesului militar, i s-a dat 4 ani și în felul ăsta a ajuns și el la Aiud, pe locul pe unde mai înainte trecuse părintele Arsenie. Eliberându-se din închisoare, eu care eram cu serviciul la Curtea de Argeș, mi-a comunicat părinte Iustinian: când va ieși părintele Gavril, să-i spui să vină imediat la Cheia, că îi păstrez postul de diacon.
A ajuns Părintele Gavril la Cheia și peste un an și ceva m-am dus și eu și în felul acesta am viețuit cu Părintele Arsenie 2 ani și jumătate la Mănăstirea Cheia. Și în timpul ăsta ne-a povestit multe lucruri care eu le menționez aici în carte. Și printre lucrurile minunate care s-au întâmplat în viața dânsului de tortură, de chin la pușcăria din Aiud, ne spune că el era adeseori băgat la recitor, cum se mai spunea, la camerele astea frigorifice, tocmai ca să îl poată să-l omoare într-un fel, ca să nu să fie ei acuzați că l-au omorât prin tortură, prin ceva. Acolo, în camerele astea reci, cum ei erau numai schelete de oameni, ca să nu îngheți, trebuia să te miști în continuu. Oricum să te poți mișca în continuu de la ora 5 dimineața până la ora 10 seara. N-aveai pe ce să te așezi. Și când nu mai puteau săracii, s-a așezat jos și în epuizarea aceea îi lua somnul imediat. Și dacă îi lua somnul imediat, acolo rămâneau, acolo încremeneau. Și când deschidea vizeta și se uita să vadă ce mai face și îl vedea că e lungit jos, o închidea imediat și erau liniștiți și împăcați că tocmai asta doreau ei. Și vedea peste 2-3 ore și îi lua încremenit stun. Părintele Arsenie s-a așezat și el jos, a gândit în sinea lui, măcar 5 minute să mă refac. Și a țipit imediat, epuizat. Și a simțit că îl trage cineva de picior. Scoală-te, Arsenie, că încă n-a venit, n-a sosit vremea ta. S-a sculat, s-a așezat în genunchi și s-a rugat la Dumnezeu și a mulțumit că nu l-a lăsat să moară în condițiile astea. Dar, epuizat cum era, ce a zis? Să mă așez pe tinetă, să stau puțin pe tinetă. Fraților, părintele știe, Nicolae, tineta aceea, butoiul acela de fier, avea circumferența lui de fier, de acolo de unde era scos capacul, 2-3 mm era buza aia de sus. S-a așezat pe aceea. S-a așezat cu niște oase acolo. Pentru că nu mai exista carne între oase și piele. Și se sprijinea și cu mâinile. Și acolo a adormit. Seara, la ora stingerii, venea un gardian de acela, intra înăuntru în celule și le cobora patul în perete ca să poată să se întinză pe patul ăla de care v-am vorbit. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că n-a mai venit gardianul să-i mai coboare patul. Iar el a rămas de la 10 fără un sfert, ora era ceasul, când n-a putut să mai stea în picioare și s-a așezat pe tinetă, a rămas acolo pe tinetă, sub fereastra aceea deschisă, aproape de tavan și afară era un ger îngrozitor, a rămas până dimineața la ora 5 fără 10 minute când a început să se miște zăvoarele de la celuli ca să intre gardienii înăuntru, să le ridice paturile iară la perete. Atunci s-a trezit. Imaginați-vă dumneavoastră, 7 ore să stai pe tineta aceea, sub frigul acela înfricoșat, că acolo, dacă ne spunea părintele, că în 20 de minute, maxim o oră, dacă te întingeai pe ciment, erai mort. Rămânea acolo nemișcat. Și când a auzit zăvoare, s-a trezit și s-a ridicat în picioare. Și când a venit, gardianul și-a deschis vizeta și a văzut că el e în picioare și patul este ridicat, n-a mai intrat înăuntru. Iar părintele Arsenie s-a aruncat cu fața la pământ acolo și a început să plângă în hohote. Doamne, cum să-ți mulțumesc că m-ai ținut în viață?
Înțelegeți dumneavoastră ce minuni, ce lucruri extraordinare? Și într-o altă izolare din asta, care a mărturisit-o înainte de sfârșitul vieții lui, unei călugărițe de la Techiriul, care era într-o cumpără mare și ca să-i ridice moralul și să o îmbărbăteze, i-a povestit că Dumnezeu în cele mai grele situații nu ne părăsește, nu ne lasă. Și spune că atunci când era băgat la izolare pentru 10 zile și nu mai nădăjduia ca să mai iasă cu viață, cel mai mult a stat 5 zile la izolare. S-a rugat la Dumnezeu: Doamne, fii lângă mine și ajută-mă, știi pentru ce sunt aici. Și așa, în durerea lui și în strigătul lui către Dumnezeu, la un moment dat simte lângă el un deținut îmbrăcat în haine învărgate, care a început să-l încălzească și să-l îmbărbăteze. Și când a privit, era Mântuitorul Hristos în haine învărgate. Lucrul acesta s-a petrecut la momentul când venea din nou aceea ca să vadă dacă mai e în viață sau nu. Și văzându-l că e cald și cu viață, atunci și-a dat seama și aceea că ceva s-a întâmplat cu el și l-a scos de la răcitor. Multe sunt de povestit. Eu să știți că în cartea aceasta am căutat să pun numai lucrurile acelea care n-au fost cunoscute din viața lor, cele care le-am cunoscut personal și care le-am auzit și care le-am trăit alături de dânși. Nu l-au lăsat. El, părintele, spunea așa, zice: fraților, zice, anii de pușcărie știam că se vor sfârși într-un fel sau altul, sau viu sau mort, dar omul nu are cunoștință cât va trăi și atunci știa că o să vie și clipa când moi sfârși. Și nu-și făcea probleme și griji când o să iasă de acolo. Dar avea nădejdea deplină la Dumnezeu. Acolo nu vă spun, că poate ați mai citit și dumneavoastră ați mai auzit, ce rugăciuni făceau și făceau și o sfântă liturghie, așa cum puteau ei acolo, cu ceea ce reușea să primească de la cei care putea să le aducă câte ceva din afară. Și ne spunea când era la mănăstirea Cheia că părinților e foarte greu să poți să povestești și să descrii momentele extraordinare prin care ne-a trecut Dumnezeu și ne-a scos cu viață din închisoare. Nu poți să reziști la o asemenea situație dacă n-ai o credință puternică Dumnezeu și dacă n-ai o legătură continuă cu Dumnezeul cel viu. Ajungând la mănăstirea aceea, acolo a început să fie cercetat de fii duhovnicești care se formase acolo în Transilvania la Filea și cei care îl cunoscuse înainte de a fi arestat și să mulțise numărul lor și în sărbători să umplea biserica. Părintele Gavril, fratele meu, era diacon, slujea foarte frumos, mai veneau studenți de la teologie care cânta și era adevărate praznici, adevărate sărbători în fiecare duminică. Securiștii erau foarte deranjați de faptul că părintele era cercetat de foarte mulți și nu mai putea să-l mai urmărească și să înțeleagă cu ce se ocupă și ce preocupări are el de viitor. Și atunci a făcut presiuni pe conducerea bisericii să-l mute de acolo. Și l-a mutat la mănăstirea Căldărușani. La mănăstirea Căldărușani, securitate deghizată în electricieni, într-un colț de clădire unui s-a dat să locuiască, a spus că instalația electrică nu mai corespunde și a schimbat-o toată, sute de cabluri, de metri de cabluri și de prize și de întrerupătoare, numai și numai ca să aibă posibilitatea în camera în care locuia el
se pune aparatură de noastră să fie ascultat ca să înregistreze tot ce face. După 9 luni de zile, securitatea, văzând că nu adună nimic cu aparatul de înregistrat, pentru că părintele, ca să nu-i mai lase posibilitatea să se ocupe de probleme duhovnicești, de fiii lui duhovnicești, ce credeți? I-a dat ascultarea de econom al mănăstirii și de casier și contabil, el care nu se ocupase în viața lui de așa ceva. Mănăstirea avea moșii mari. L-a mutat de acolo la mănăstirea dintr-un lemn. Iar la mănăstirea dintr-un lemn, părintele Arsenie și-a schimbat felul de viață și a stat mai mult retras. Primea la chiria dânsului numai pe fiii duhovnicești care îl cercetau și îi spovedea, le dădea sfaturi și tot prin acești fii duhovnicești scria altor fii duhovnicești scrisori pe care nu le mai trimitea prin poștă, pentru că știa că le urmărește și le desface securitatea, iar acestor le didea și le ducea direct la destinatari. S-a ocupat de sculptură, s-a ocupat de desen și de slujba, bineînțeles, și de îngrijirea duhovnicească a maicilor din mănăstire. Ajunsese exasperați cei de la securitate, pentru că toate încercările care le-a făcut ca să-l compromită și să-i trimită fii duhovnicești din ăștia care caută pocăință, mărturisire, travestiți, nu putea să îl tragă în cursă, că el îl lumina Dumnezeu și avea înțelepciunea aceea ca să se zizeze repede intențiile celor cu care intra în contact ce urmăresc. Și după 2 ani și jumătate i-a pus în vedere să părăsească mănăstirea. N-a avut încotro, s-a dus la Patriarhul Iustinian și Patriarhul Iustinian l-a trimis la mănăstirea Cernica, aproape de București, unde Patriarhul trecea destul de des. Acolo, împreună cu preoții din mănăstire, când îi venea rândul, slujea Sfânta Liturghie, slujea Sfântul Maslu și spovedea și sfătuia pe cei care îl căuta și de acum numărul lor se mulțise foarte mult. Văzând că le dă mult de lucru și acolo, tot așa a făcut presiuni pe starețul mănăstirii și pe conducerea de la arhiepiscopie ca să-l mute de acolo. A rânduit bunul Dumnezeu ca în timpul acela să moară preotul duhovnic de la Techirghiol. Și stareța schitului de acolo, că era schit la vremea aceea, Semfora Gafton, care l-avea duhovnic pe părintele Arsenie încă din 1952-53, când dânsa a făcut facultatea la București, s-a dus la Patriarhul Iustinian și îi spune: Părinte Patriarh, vă rog, numiți-l pe părintele Arsenie la noi preot duhovnic, că e un călugăr serios, îl cunosc de mulți ani și un părinte ca dânsul avem nevoie. Și atunci prea fericitul l-a trimis la Techirghiol, pentru că Techirghiolul la vremea aceea, mănăstirea Sfânta Maria de astăzi, era stavropighie și astăzi e tot stavropighia Patriarhiei Române. Și l-a avut sub aripa ocrotitoarea sa timp de 35 de ani. Să înțelege că nu 35 de ani complet Patriarhul Iustinian, și acolo a putut părintele să-și continue viața sa de duhovnic și să se pună în slujba tuturor, pentru că mergerea lui la Constanța, în Dobrogea, acolo, a fost o lucrare extraordinară de mare a lui Dumnezeu. Prea fericitul Daniel, care a venit la parastasul de 40 de ani al părintelui Arsenie, a ținut un cuvânt foarte frumos după parastas. L-am prins aici în carte, în întregime, mai puțin partea biografică. Și dânsul îl caracterizează, așa cum l-au caracterizat și alții mai înainte,
farul de la Constanța. Omul luminii, i-a zis Părintele Patriar Daniel. Și citind cuvântul dânsului, o să vedeți dumneavoastră ce frumos a prezentat lucrarea sa duhovnicească ca preot duhovnic la mănăstirea de la Sfânta Maria de la Techiriol, unde mulți arhierei venea și se spovedea la dânsul, nu mai vorbesc de călugări, călugărițe, și mii și mii de oameni veneau pentru rugăciune și pentru dezlegări. A fost, nu este un lucru care nu se poate spune, a fost chemat și vizitat chiar acolo de președintele României, Emil Constantinescu, a fost chemat la București de 3 ori, pentru că de 3 ori s-a spovedit la el președintele României, Emil Constantinescu. Lucrarea lui duhovnicească, fraților, a simțit-o toți aceia care au ajuns să treacă pragul chiliei lui. Și cum spune un fiu duhovnicesc al dânsului, domnul Ioan Dan, familist, cu 2 copii, soția lui a murit de cancer la sân și după aceea a ajuns ieromonahul care acum este preot slujitor și duhovnic la mănăstirea Sfânta Cruce. Spune că cei care ajungeau ca să fie, să-l cunoască și să primească sfaturi de la el și să-și plece capul să pietrepțirul lui, n-au putut să-l mai părăsească până la sfârșitul vieții lor. M-a ajutat Bunul Dumnezeu și am fost și eu la parastasul de 40 de zile și am slujit împreună cu Patriarhul Daniel și cu Arhiepiscopul Teodosie. Am fost și la mormântarea părintelui, dar am ajuns când liturgia era deja la Sfinte Dumnezeule și n-am mai putut să slujesc. Să vă prezint câteva momente intime din viața mea de fiu duhovnicesc alături de Părintele Arseni. Când eram la mănăstirea Slatina, până să fie arestat, dânsul, de așa natură, mi-a pus primele învățături, după aia altele și altele și altele în ordine crescătoare și mai greu de înțeles și de împlinit duhovnicește, încât a reușit ca să mă formeze duhovnicește și să mă facă să înțeleg că mergerea la mănăstire și făgăduința care am făcut-o în sinea mea și în ființa mea atunci când am intrat pe poarta mănăstirii, așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, spune așa că cei care merg la mănăstire cu dorința și cu hotărârea de a se face călugă și a viețui în acea mănăstire până la sfârșitul vieții, din momentul când a intrat pe poarta mănăstirii, este deja înaintea lui Dumnezeu călugăr. Ala, de fapt, este votul de căpetenie al celor care se duc la mănăstire, făgăduința care o face înaintea lui Dumnezeu și angajamentul care îl iei înaintea lui Dumnezeu. Iar călugăria care face, se face în fața Sfântului Altar, cu întrebările și răspunsurile care trebuie să le dai și cu tot slujba rânduială acolo, aia este un act văzut care consfințește trecerea ta din frate și rasofor în treapta de călugăr. Dar pentru cei care au ajuns la mănăstire, acea făgăduință, aceea este la Dumnezeu. Și vă spun că după ce ne-a scos afară din mănăstire cu decretul și ne-a aruncat în lume, acest gând și această învățătură a Sfântului Vasile cel Mare, care se găsește în rânduiele monahale ale Sfântului Vasile, aceea m-a ținut, că au tăbărât peste mine, tânăr fiind, frate fiind de mănăstire și știind că frații care au fost în mănăstire pot să se căsătorească, au fost și cele care au fost în mănăstire
maici, călugărițe, surori, rasofoare, care tot așa li s-a spus că surorile poate să căsătorească. Și o parte dintre ele s-au căsătorit și o parte dintre frații din mănăstire s-au căsătorit. Mie mi s-a menținut această conștiință și tu, frate Ioane Stoica, ești călugăr, ai uitat ce spune Sfântul Vasile cel Mare. Și asta m-a ajutat enorm de mult. Părintele Arsenie era atât de ager la minte și atât de înțelept că te simțea și vedea că ai nevoie de un sfat anume într-un moment anume. Și ca să mă facă pe mine să înțeleg care e rostul viețuirii mănăstire și cum trebuie să mă încadrez în viața de mănăstire, totdeauna îmi spunea: frate Ioane, mai presus de orice mănăstire să ai bunul mers al mănăstirii și să ai în vedere să fii armonios în toate. Și ca să mă facă să înțeleg ce ascultarea mi-a relatat un caz foarte frumos din viețile sfinților. Spune că într-o mănăstire, între mulțimea viețuitorilor de mănăstire, erau și din aceia care trăiau în profunzime momentele liturgice din timpul bisericii, în special de la Sfânta Liturghie. Și era un frate care atât de mult se interioriza, pentru că înțelegea că Hristos, cel care preoții îl împărtășesc credincioșilor după Sfânta Masă s-au prefăcut în trupul și sângele Hristos, este viu și permanent în Sfântul Altar prin Sfânta Împărtășanie, el nu putea la sfârșitul Sfintei Liturghii să plece din biserică, ci rămânea acolo, spunând că cum să-i întorc eu spatele lui Hristos și să plec din biserică. Și rămânea într-un unghi acolo mai umbrit și se ruga și se interioriza. Toată obștea ieșea afară și se împrăștiau toți la treburile lor, iar economul mănăstirii căuta să-i rânduiască pe toți la locuri anume de slujire. Și la un moment dat vede că lipsește fratele cutare. Frate Ioane, frate Nicolae, cum l-o fi chemat, unde ești? Și auzind fratele acela că economul prin curtea mănăstirii strigă după el, s-a trezit el din adâncimea aia lui de interiorizare în care s-a aflat. Și atunci a stat și s-a gândit ce să facă. Dar s-a adus aminte de cuvântul din Scriptură: cel ce ascultă de voi, de mine ascultă. Și atunci a zis el așa: Hristos cel adevărat este cel de afară care mă strigă și are nevoie de mine. A ieșit grăbindu-se și s-a dus și a pus metanie economului și l-a trimis și pe el la ascultare. Până acolo a ajuns Părintele Arsenie să-mi spună lucrul de felul ăsta, pentru că mă vedea că înțeleg și simt și că recepționez. Odată am venit și m-am dus la spovedit și i-am spus: Părinte Arsenie, săptămâna asta am plantat niște butaci de răchită într-un loc acolo și m-am interiorizat mai mult și am zis foarte mult rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Și joi, vineri, după ce am trecut zilele astea, a început vrăjmașul să fie cu gânduri: măi, pe dacă tu mergi așa cu sporirea duhovnicească, în scurt timp ești vrednic să te facă preot, să te hirotonească preot. Și vineri, când m-am dus la spovedanie, îi spui Părintele Arsenie: Preacuvioasă, uitați ce gânduri îmi spune vrăjmașul. A zâmbit și: e, frate Ioane, zice, vicleanul e atât de abil și de înțelept, că el are toate doctoratele terminate, este atât de aștept, că el nu se stă de vorbă, zice. Dacă îți mai vin gândul, se spune așa: da, o să mă facă preot, dar când voi împlini vârsta desăvârșirii, bărbatului desăvârșit, după 33 de ani, nici până în ziua de astăzi nu mi-a mai venit gândul ăsta. E, și tot așa, părintele,
m-a ajutat să mă formez duhovnicește până la vremea când a fost arestat. Nu vă mai spun cum a fost arestarea dânsului, dar a fost înfricoșat. L-a arestat pe el și pe fratele Constantin Dumitrescu și i-a dus la Suceava, iar acolo a durat vreo două săptămâni starea de anchetă până când s-a adunat la dosarul lor toate documentele care au crezut ei că sunt suficiente pentru condamnare. Într-o noapte, în peretele vecin de la celulă, aude o bătaie și îi răspunde că părintele învățase morse astea și când îi răspunde din parte, cine credeți că era dincolo de perete? Era fratele Constantin Dumitrescu, de care nu știa că fusese arestat la mănăstirea Slatina în aceeași noapte. Și ne spunea nouă la mănăstirea cheia, părinților, nu vă închipuiți ce bucurie și ce mulțumire sufletească ai în vremuri de astea de suferință când știi că mai este unul de-al tău care este, gândește și simte ca tine alături de tine. Fraților, mă opresc aici cu părintele Arsenie. Foarte multe lucruri o să găsesc scrise în carte de astea de profunzime mare duhovnicească. Am prins într-un capitol acolo învățături și cugetări, dar părintele Arsenie puse pe diferite teme. Iar mărturisirile și destăinuirile lui, cele care le-am aflat direct de la dânsul, iarăși sunt puse cu scriere cursivă. O să vă dați dumneavoastră seama. Părintele Petronu, am uitat să vă spun de părintele Arsenie că l-am avut în mănăstirea Slatina până la vreme că l-a stat profesor la școala monahală. Părintele Petronu l-am cunoscut în mănăstirea Slatina pentru prima dată ca și pe părintele Arsenie, pentru că acolo a fost trimis de Patriarhul Justinian, cel care dorea ca mănăstirea Slatina să devie o academie monahală. Și pentru că acolo s-au adunat părinți deosebiți, părintele Cleopa, care a venit cu părinții de la Sihăstria, acolo a fost întrevețuitorii mănăstirii și viitorul mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeală, era părintele Arsenie, părintele Petronu și alți părinți cărturari pe care i-am avut profesor la școala monahală. Părintele Petronu, ca cel care era un cărturar de mare ținută, el a încercat să facă și a treia facultate, dar n-a mai reușit pentru că era foarte greu. A făcut facultate de litere și filozofie și facultate de teologie și a început și facultate de fizică și matematică. A făcut primul an și după aceea a întrerupt. Că între timp a fost solicitat și a angajat la cancelarea Sfântului Sinod și s-a dat în grijă, nu atât în grijă, în lucru, ca să pune în rânduială Biblioteca Sfântului Sinod, la care a lucrat vreo 2 ani și jumătate împreună încă cu 2 persoane. Și pentru că s-a evidențiat prin munca lui deosebită, a ajuns și secretarul Patriarhului Nicodii. Iar la vremea când Patriarhul Justinian a preluat conducerea Bisericii Ortodoxe Române ca patriarh, l-a trimis la seminarul monahal de la Mănăstirea Neamțu, unde a devenit profesor, iar pe părintele Arsenie, care era la Mănăstirea Antim și a fost făcut călugăr și romonah, l-a trimis spiritual și profesor de viața monahală și de rânduielile monahale. Părintele Petronu la Mănăstirea Slatina era un model din toate punctele de vedere. De la amin la amin era nelipsit din biserică. A fost un mare tehnician, un mare executant al muzicii psaltice. Cei care l-au cunoscut au lăsat mărturie despre el că părintele Petronu la cântări grele,
de muzică psaltică, de la începutul cântării și până la sfârșitul ei, nu pierdea o jumătate de ton. Iar profesorul de muzică, profesorul universitar Sebastian Bucur, l-am întrebat eu, părinte, dacă, să fiți sincer să-mi spuneți, între sfinția voastră și părintele Petronul, care sunt mai buni tehnicieni, mai buni executanți ai muzicii psaltice? Și părintele Sebastian îmi spune, părinte Iustinian, dacă să deschid două cărți la aceeași cântare și ne să pune în fața și a mea și a părintelui Petroniu, la prima vedere, execuția care am să o fac eu, poate o să fie mai reușită decât a părintelui Petroniu, pentru că eu exersez și execut foarte des cântarea psaltică. Dar dacă părintele Petroniu apucă și trece cu vederea peste cântare câteva minute înainte de a trebui să cânte, atunci nu îl va putea depăși niciodată nimeni. Părintele Petroniu avea o voce îngerească și după o priveghere de 7-8 ore, el așa de ușor cânta, de te ungea la suflet, putea să mai continue încă o priveghere, nu obosea. La Mănăstirea Slatina, după slujbele de miezul nopții, că începea la 11 și se termina la ora 2, înainte de a fi stareț, el a avut chilia exact deasupra, la chilia unde stăteam eu. Și el avea rânduială de viață când se întorcea de la biserică noaptea la ora 2, timp de vreo jumătate de oră, așa în surdină, exersa cântările astea grele de muzică psaltică. Eu, cum eram dădesubt, parcă mă văd și acum, mă întindeam pe pat, puneam mâinile sub cap și ascultam, parcă ea venea din cer, venea filtrată prin tavan, cântarea aceea, parcă mi se părea că se mulțeau vocile. Și în felul acesta adormeam. Și să vedeți lucrarea lui Dumnezeu. A ajuns părintele Petronul stareț la prodromul și cu chilia era la intrare în cancelare, că dânsul, pe timpul cât a fost stareț, dânsul a fost și secretar, și casier, știa toată evidența contabilă, mai puțin vreo 2-3 ani de zile, când partea asta de contabilitate, de cheltuiel și unul ăsta, am preluat-o eu. Așa. Era cu chilia lângă, la parter, iar eu eram cu chilia la etaj. Și părintele, rânduiala lui de viață, care o avea de la Mănăstirea Slatina, a continuat s-o facă noapte de noapte și la Muntele Athos. Dânsul, pentru că folosea aparat auditiv, dacă scotea aparatul din ureche, puteai să dărâm casa pe el, nu mai auzea nimic. Se culca de vreme, pe la 9 jumătate se culca și la ora 1 era o oră biologică la el. Ce ceas îl putea scula pe el? Să scula. Și el, când se scula, primul lucru care făcea, începea să cânte timp de 5-10 minute până în casă. Și la ora aceea se întâmpla că eu abia mă întorceam de la cancelare și l-auzeam. Părintele Petronul s-a sculat. El, la privegheri, când intra, după ce intra în biserică, fraților, gândiți-vă că nu e lucru ușor. Nu mai ieșea de biserică de la intrare până să termina slujba. Și așa cum v-am spus, sitea și cânta la strana dreaptă, m-a ajutat încă de vreo doi părinți, care unul știa mai bine note, iar celălalt mai puțin, sitea cu mâna stângă pe strana așa cumva și privea așa puțin în diagonală pe secret ca să poată să privească și ceilalți. Și nu stitea jos în biserică niciodată, mai ales la Sfânta Liturghie, ferească Dumnezeu să-l vadă cineva stând jos. Era de o corectitudine și de o punctualitate încât îți potrivei ceasul după el la ora fix, fără 10 minute, îl vedeai că apare la colțul bisericii. Și asta când înaintase în vârstă. El a murit la 95 de ani, fără vreo 2 luni și jumătate. Părintele Petroniu de la Mănăstirea Slatina s-a întors
la vatra părintească și s-a adăpostit în proprietatea unei sore de-a lui, care avea o căsuță mai interiorul grădinii și acolo a viețuit vreo 2 ani și jumătate împreună încă cu un părinte iromonah de la mănăstirea sata, Chiril Șeremet. Și de acolo a fost adus la mănăstirea Curte de Argeș de preasfințitul Pavel Șerpe, care în anii cât a fost profesor la seminar, preasfințitul Pavel Șerpe, preafericitul patriarh Justinian, îl pusese stare la mănăstirea Neamțu și directorul și profesor la seminarul monahal de la Neamțu. La vremea aceea, mulți arhierei, în special arhierei vicari și anumite episcopii, părintele Nicolae știe foarte bine, au fost desfințite de comuniști. Și preafericitul, care era un om cu multă sensibilitate și cu multă, preafericitul Justinian, s-a îngrijit de toți arhiereii să le găsească locuri de retragere și de viețuire demnă de rangul lor. Și ajunsese la un moment dat în mănăstirea Neamțu, erau 5 arhierei împreună cu Pavel Șerp. Și spunea că seminarul monahal de la Neamțu îi se poate spune seminarul monahal celebru, pentru că avea profesori 5 arhierei. De acolo l-a cunoscut părintele preasfințitul Pavel Șerpe, părintele Petron. Și după ce s-a desfințat seminarul, preafericitul Justinian, știindu-l câte de gospodar preasfințitul Pavel Șerpe, el a construit în București Biserica Belvedere. Este copie fidelă după catedrala din Timișoara. L-a trimis la mănăstirea Curte de Argeș. Repede s-a mișcat patriarhul pentru că aflase că tovarășii comuniști, ateii comuniști, doreau ca să facă sediul Partidului Comunist din județul Argeș în interiorul mănăstirii Curtea de Argeș, să se lăfăiască ei în Palatul Regal și în toate clădirile pe acolo să le dea ei folosință. Și atunci patriarhul, repede prin hotărâre sinodală, a declarat Palatul Patriarhal, reședință patriarhală, iar paraclisul unde se află moaștele Sfintei Filofteia, paraclis patriarhal, iar în restul clădirilor a înființat urgent casă de odihnă a salariaților Bisericii Ortodoxe Române, care mergeau pe timpul verii la odihnă acolo. Iar în restul anului, ca să justifice că restul clădirilor au o folosință absolut necesară, a înființat cursuri misionare de preoți pentru toți preoții din țară care veneau de 3 ori pe an, cât o lună de zile, cât 130 de preoți. Și tot așa veneau prin rotație. Și în felul acesta i-a pus în fața faptului împlinit pe tovarășii comuniști, n-a putut să mai ocupe mănăstirea Curtea de Argeș. Iar acolo preasfințitul Pavel Șerpe, primind răspunderea acestui complex mănăstiresc, s-a văzut în imposibilitatea de a face față greului lucrului și l-a căutat pe părintele Petonu și l-a adus acolo secretar și casier. Și acolo a rânduit Dumnezeu ca și eu să ajung la scurt timp după ce a ajuns părintele Petronu acolo și împreună am fost salariații patriarhiei. Eu am fost acolo 8 ani și părintele Petronu 6 ani și când s-a îmbolnăvit s-a retras la mănăstirea Sihăstria, unde a viețuit încă 12 ani, în timpul cărora a ieșit la pensie. Și după ce a ieșit la pensie, a obținut aprobare și să meargă în vizită la locurile sfinte și la Muntele Athos. A ajuns la Muntele Athos și când a ajuns la situl Prodromul, unde mai trăiau mai încă vreo 5-6 părinți, dintre care vreo 4 erau zelotiști, că știți dumneavoastră, atunci când s-a trecut după calendarul cel vechi pe cel nou, s-a făcut mare
ruptură și dezbinare în bisericile ortodoxe și la Muntele Atos. Și o parte dintre călugări au rămas pe calendarul vechi și s-au numit zelotiști, iar ceilalți s-au trecut pe calendarul nou. Și atunci obștea de la prodromul s-a dezbinat și o parte erau zelotiști și nu mai participa la slujbele bisericii, nici la masă de obște, nu mai avea mese cu restul. Și cum ei erau puțini și bolnavi și neputincioși, veneau călugări zelotiști greci din Muntele Atos, veneau și îi împărtășea cu sfinte uscate și le aducea ce mai trebuie pentru viață și și-au oferit serviciile lor ca să le poarte de grijă, iar ei să rămână în continuare în schitul prodrom. Părintele Petronu a aflat de lucrul acesta și, întorcându-se în țară, i-a prezentat un memoriu prea fericitului patriar Teoptist, Justinian, și patriarhul Justinian, la vreo 3-4 luni după ce a prezentat memoriul, îl cheamă la patriarhie și îi spune: Părinte Petronu, Iași alcătuiește un grup de 5 persoane ca să cer aprobare de la patriarhul Atenagora să mergeți definitiv acolo, iar sfinția ta să fii conducătorul grupului, să vă duceți la prodomul și să salvați situația de acolo. Au obținut aprobările de la patriarhul ecumenic, dar formalitățile ca să iasă din țară la vremea aceea cu pașaport, cu asta, au fost îngreuiate pentru faptul că în 1977, după cutremur, patriarhul Justinian s-a stins din viață și a venit la patriarhat Justin Moisescu. Și cu toate schimbările acestea s-a întârziat vreun an de zile până au ajuns la Muntele Atos. Dar vă spun, fraților, că sosirea părintelui Petroniu la Muntele Atos a fost providențială, că dacă mai întârzia vreo 2 luni și jumătate, așa, schitul prodromul astăzi nu mai era românesc, era grecesc, pentru că se perfectase formalitățile și conducerea Muntelui Atos urma ca să-l dea în folosința călugărilor zelotiști greci, care își asuma răspunderea ca să poarte grijă de bătrâni de acolo. Și iată așa, Dumnezeu, pentru o lucrare providențială, părintele Petronu a fost cel care a salvat, prin el a salvat Dumnezeu situația de la prodrom. Eu am ajuns la vreun an și jumătate în vizită pe acolo și văzând situația dezastruoasă în care se avea, că era o imensă ruină, m-am pregătit și m-am dus și eu la Muntele Atos și din 12 mai 1981 mă aflu acolo. S-au împlinit 37 de ani de când sunt la Muntele Atos. Alături lângă părintele Petronu și lângă ceilalți părinți care ni s-au adăugat, a reușit în o parcursul anul să restaurăm schitul și astăzi să fie o mănăstire de referință pe Muntele Atos. Lucrurile pe care le-am întâmpinat, greutății care le-am întâmpinat în timpul cât am viețuit împreună cu părintele Petronu acolo, că ne-am confruntat cu mari lipsuri, cu mari greutăți. O să le găsesc pe toate menționate acolo în carte. Că am vrut să cartea aceasta să fie un document. Și a fost apreciată cartea de oameni care înțeleg ce înseamnă o carte document și a spus că, zice, aici este, zice, o istorie a monahismului românesc și este o parte din istoria Bisericii Ortodoxe Române și a monahismului românesc. Eu am căutat să scot în evidență în cartea aceasta lucrurile deosebite din viața acestor părinți și râvna lor mare de a sluji pe Dumnezeu și a-i sluji pe oameni. Părintele Arsenie, în felul lui, s-a pus în slujba oamenilor în afara unei mănăstiri, bineînțeles tot în cadrul unei mănăstiri ultimii 35 de ani, iar părintele Petroniu a fost călugăr acela care a înfrumusețat, a împodobit și a lăsat monahismul românesc învățături și model de viață, de trăire călugărească în mănăstiri. Să-mi îngăduiți să vă citesc vreo 2-3 fraze din carte
și în special de la înalt preasfințitul Teofan, pe care l-a rugat să scrie el cuvântul de început la această carte. Și care a dat și binecuvântarea pentru publicarea acestei cărți la editura Doxologia în Iași. Da. M-a dus la dânsul și i-am zis, înalt preasfinția voastră, vreau să scriu despre Părintele Petronu și despre Părintele Atanas. Foarte bine faci, Părinte Iustinian. Și eu mă gândesc și am adunat câteva lucruri, dar nu știu când voi ajunge să fac lucrul acesta. Și când cartea a fost gata, m-am dus cu ea la dânsul necopertată. I-am spus, zic, înalt preasfinția voastră, nu este altcineva mai îndreptățit ca înalt preasfinția voastră să scriți un cuvânt la începutul acestei cărți. Pentru că l-ați avut mulți ani pe Părintele Arsenie Duhovnic, iar pe Părintele Petronul l-ați avut la Marie Evlavie și l-ați iubit. Ați slujit împreună cu dânsul, iar după moartea dânsului ați slujit slujba arhierească și ați făcut parastaz la mormântul dânsului. Pe amândoi acești părinți i-ați cunoscut și ați fost foarte aproape de ei. Și îndrăznesc să zic așa, că sunteți cel mai îndatorat să scriți cuvântul la această carte, că nu există altcineva mai potrivit decât a zâmbit și bine, Părinte Iustinian. Și a scris dânsul acolo, a scris dânsul cuvântul acesta de la începutul cărții, care este intitulat, o să vă citesc imediat, Doi părinți de pe taborul monahismului românesc. Spune dânsul despre fiecare așa și aici mai la urmă spune așa. Părintele Iustinian Stoica este fratele mai cunoscutului părinte Gavril Stoica, care își doarme somnul de veci în incinta mănăstirii Zamfira din Prahova. Fire mai iute și receptivă, cum se autocaracterizează, sfinția sa a resimțit ca pe o datorie a vorbi din perspectiva ucenicului despre părinții Arsenie și Petronie, cei cărora le-a fost fiu duhovnicesc timp de 55 de ani. Cuvintele sale curg pe pagini întregi, călăuzite de o mare încredere în purtare de grijă al lui Dumnezeu. Scrie sobru, adesea descriind aspecte dramatice din biografiile prezentate. Seriozitatea și o implicare totală o putem seziza în fiecare pasaj de mărturisit. Volumul are și meritul de a completa istoria recentă a bisericii, marcată și de răstigniri, dar și de biruințe. Pentru cititori, mai ales pentru cei tineri, poate fi și un imbold pentru a tinde mereu spre o viață cât mai deplină trăită după voia lui Dumnezeu. Parcurgând-o, inima este atinsă de cuvântul sincer, direct și plin de învățătură. Nădăjduim ca tot să resimtă după lectura ei o revigorare a Duhului și chemarea spre o împreună lucrare și mai intensă cu Harul Domnului. Iar eu urmează în continuare, am un cuvânt aici intitulat Însemnare. Am spus aici că dacă am reușit ceva în această carte se datorează întru totul Părintelui Petroniu, care m-a învățat cum să fac lucru temeinic și la timp pentru ca să rămână folositor și pentru cei de după noi. Și am menționat aici, cartea aceasta a fost cu putință să o scriu pentru faptul că ultimii cinci ani de viață i-am viețuit la o colibă pe malul mării care aparține de mănăstirea Vatopedu. Acolo timpul eu am dispus de el, n-am fost eu la dispoziția timpului. Și am putut de așa natură să lucrez și să alcătuiesc această carte la care am scris peste 2 ani de zile la ea. Am scris-o în cioră, după am trăsit-o pe curat, am trimis-o la o mănăstire, am introdus-o în calculator și după aceea pe o memorie electronică am dus-o
și am predat-o la editura Doxologia de la Iași. Mulțumesc tuturor celor ce m-au ajutat să pot edita și tipări cartea de față și celor care m-au sfătuit și îndemnat stăruitor să las mărturie scrisă pe viața celor doi părinți. Dar înainte de a citi ultimele două fraze din cuvântul acesta, vreau să vă explic ceea ce vedeți dumneavoastră aici. Pe partea stângă, pe carte se află în picioare Părintele Arsenie Papacioc, având în spate o pictură de pe peretele sud de la chilia dânsului de la Techirghiol, pe care a făcut-o Părintele Sofian Boghiu, marele pictor de la Antim. Iar în partea dreaptă se află în picioare Părintele Petroniu, având în spate biserica de la Prodromu, din Muntele Athos. Între ei se află un frate. Cartea aceasta i-am dăruit-o fostului guvernator al Muntele Athos, domnului Constantin Luli, care i-a cunoscut pe amândoi părinți, Părintele Petroniu de mai multe ori l-a binecuvântat, iar pe Părintele Arsenie l-a avut în casa lui la Atena când am fost Părintele Petroniu în vizită la Muntele Athos, Părintele Arsenie în vizită la Muntele Athos. Și mă întreabă, Părinte Isunian, dar între cei doi părinți, cine e copilul acela? Și i-am spus, copilul acela care avea la vremea aceea 20 de ani, se află pe coperta din spate. Aici o să vedeți dumneavoastră, pe coperta din spate, și lângă acest părinte de pe coperta din spate, sunt scrise următoarele cuvinte. Nu-i voi putea mulțumi niciodată de a ajuns bunului Dumnezeu că m-am vrenicit să-i cunosc pe părinții Arsenie și Petronie, să tălăiesc alături de ei și să le fiu timp de 55 de ani fiu duhovnicesc. A fost o mare binecuvântare existența lor în viața mea și nu pot înfățișa în cuvinte intensitatea și frumusețea momentelor trăite lângă dânsii. De la părinții mei duhovnicești am deprins nenumărate lucruri bune și frumoase, dar dacă m-ar întreba cineva ce am învățat în mod deosebit de la fiecare dintre ei, aș răspunde. De la Părintele Arsenie am învățat să iert și să iubesc pe tot omul, iar de la Părintele Petroniu am învățat smerenia și frica de Dumnezeu. Aceste virtuți îi defineau în primul rând. Ce aș putea spune mai mult? Poate doar demnul luminos al Apostolului. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iar aici, la sfârșitul cuvântului meu, intitulat Însemnare, o să găsiți dumneavoastră scris ceea ce vă citesc eu acum. Mulțumesc din toată ființa mea prea bunului Dumnezeu care mi-a lungit viața până la 80 de ani și m-a vrenicit să scriu această carte ca un modest plinos de recunoștință adus părinților mei pentru toată osteneala, pentru toată osteneala pe care și-au dat-o ca să mă formeze duhovnicește. Le mulțumesc și celor doi mari și minunați părinți, Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase, pentru tot ce au făcut pentru mine și rog, dacă au dobândit îndrăneală către Dumnezeu, să mijlocească, să ajungă și fiul lor duhovnicesc acolo unde cred că sunt ei în fericirea cea veșnică. Amin. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim din suflet! Vom rosti cu toții rugăciunea, vom face binecunoscuta și de acum tradiționala fotografie de grup. De acolo, din partea aceea a bisericii, puteți achiziționa cartea, costă 50 de lei. Părintele, dacă vă poate da o binecuvântare sau un autograf, după care ne vom despărți cu nădejdea ca în sau și în această săptămână vom prinde putere și curaj să biruim toate ispitele și cursele acestui veac, ajungând
până la capăt, la bun sfârșit, pe parcursul acestei vieți pământești și vremelnice a noastre, dincolo în împărăția lui Dumnezeu, cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi. Amin. Și eu vă mulțumesc, Părinte Justinian, că mi-ați dat posibilitatea în seara aceasta, fiindcă acum bag de seamă că sunt ca aproape 14 ani mai înainte venit pe lume, nu-s mai bătrân. Și am retrăit aici atât de frumoase clipe și n-am adormit ca bătrân, ci v-am ascultat urmărindu-vă și numai atât am gândit să aduc, că l-am văzut și pe Părintele Dositei Murariu, pe la Slatina, care a fost un om extraordinar în același timp. Și toți la oaltă. Și dacă mi-i găduiți numai să vă spun o glumă călugărească. Erau la Slatina acolo, între călugării aceștia mulți care erau și Părintele Arsenie, Papa Cioc și Dositei Muraru, de care vă spuneam, și mulți alții, și era și Atanasie, nu mai știu numele său. Un călugăraș mai tânăr, aia că nu vine în mine din nici. Și făceau ascultare, aveau încălzire cu lemne și aveau ascultare câte doi, mergeau în toate chiliile și pregăteau, întâi curățeau sobele de jăratic, de cenușe, apoi venea altă echipă care pregătea aprinzătoarele și toate, și venea altă apoi care dădea drumul la foc să se încălzească, în timp ce ceilalți părinți erau la alte ascultări sau la rugăciune. Și într-o echipă era Părintele Arsenie Papa Cioc și cu Părintele Leon Antonie Plămădeală. Și mă chinuiește acum numele Părintelui Atanasie. Și s-au dus în urma celui care a pregătit sobele pentru foc și ei știau că lucrau și în grădină au găsit un schelet de cățel sau pisică sau așa ceva. Și glumele călugărești, fiind iertate, că nu-s cu rea intenții, dar sunt frumoase. Ce le-a venit în gând? Să ia un schelet din ăla, un cap de cățel, și să-l pună în sobă. Și când a venit Părintele Atanasie, care trebuia să aprindă focul, și-a deschis ușa, din sobă a căzut scheletul și Părintele a început să se sperie și să țipe, dar ei, Părintele, îi aștepta, îl aștepta acolo, zice, nu te speria că nu-i nicio arătare. Dar a rămas ca o glumă simpatică, așa, când o poți privi sub aspectul ei frumos. Și acestea sunt din istorisirile nespuse până acum niciunde. Și m-ați dat ocazie să retrăiesc împreună cu Sfinția voastră aici clipele acestea, fiindcă sunt clipe de frumoasă trăire spirituală, de ceea ce a spus de Academia Duhovnicească de la Slatina. Erau minți luminate de călugări aleși, care nu căutau nici mărire, nici alte lucruri, decât numai să-i slujească și să laude pe Dumnezeu în toată vremea și mai ales în locul în care se găseau acolo. Iar în seara aceasta, Părintele i-a adus puțin tel împreună cu noi și în ciuda timpului care a trecut și în... Eu poate că-s mai trecut de ani, dar eu simt puțin cum mă pișcă și frigul. Și ziceam, oare mai are mult Părintele de zis?
Eu nu mai pot răbda de frig. Și cu toate acestea, ia că m-ați îngălzit duhovnicește și am putut răbda. Și pentru toate vă mulțumesc din toată inima și bunul Dumnezeu să vă țină cu putere și cu sănătate să mai transcrieți faptele acestea care e bine să rămână cunoscute de cei care vin după noi și care poate că vor mai avea timp și să se uite peste acestea, că dacă le cade în mână, îi mai face curioși. Dar dacă nu vin de nicăieri, au trecut și rămân și ei neîmpliniți și dezorientați în această lume pe care o trăim acum. Ori toți acești părinți care au fost în toate mănăstirile pe unde ați trecut și mai ales acolo la Prodromul, la Colciu, toți aceștia care trăiesc la o înaltă frecvență duhovnicească, dacă ar fi posibil să vină, să întărească și pe tinerii ăștia ai noștri de astăzi, care sunt atât de rătăciți și atât de bombardați de tentațiile acestea care ne vin, mai ales din apus, să ne apere Dumnezeu cu ale părinților acestora rugăciuni, fiindcă, așa cum spunea părintele de aici, de la biserică, m-a întrebat dacă am trecut pe la prislop, acolo unde părintele Arsenie e cel care își doarme locul de veci acolo. Și în vara aceasta am ridicat un monument în care am, pe peretele lui, am așezat în pictură de mozaic chipul părintelui Arsenie și chipul episcopului martir Nicolae Popovici. Și toate acestea la oaltă, dacă ar fi cunoscute, poate i-ar trezi și pe tinerii de astăzi și le-ar arăta un alt drum mai luminos decât acela de a transexualității și toate celelalte năzbâtii care le umplu capul de greutăți, și le-ar arăta drumul luminos către mântuire. Și pentru aceasta vă mulțumesc din toată inima. Să vă dea Dumnezeu sănătate și frățiilor voastre care ați ascultat cu atâta răbdare, să vă dea Dumnezeu putere și viață și să fructificați ceea ce ați auzit și ce veți mai auzi din programul acesta minunat, care cu ocrotirea părintelui Pompiliu se desfășoară aici în biserica frăților voastre. Și dacă mă îngăduiți să vă fac și o invitație și la Sfântul Silvestru, unde nu mâine, ci poi mâine, una dintre cele mai luminoase figuri a intelectualității noastre românești de astăzi, președintele Academiei Române, domnul Ion Aurel Pop, va veni să vorbească marți seara la ora 7, nu? La ora 7 va vorbi despre lucrarea preoților pentru a putea realiza România mare, pe care noi n-am fost în stare să o păstrăm decât 20 de ani. Dar bunul Dumnezeu știe de ce ne dă toate aceste învățături și să ne bucurăm de faptul că avem oameni ca acest președinte al Academiei Române, care nu se rușinează și are curajul chiar ca în lumea aceasta atât de bântuită să vină să ne vorbească despre lucrarea bisericii. Lucrare care și astăzi se face,
fiindcă ceea ce face Patriarhul Daniel acum, curajul cu care a pornit la drum să construiască această catedrală a mântuirii neamului, pe care generații înainte de el au dorit-o, dar n-au putut-o realiza. Și-a dat Dumnezeu tăria aceasta ca să o realizeze acum în anul centenarului Unirii. Să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să ne învrednicească să vedem această catedrală împlinită și în ea slujbă de mulțumire lui Dumnezeu pentru ocrotirea poporului român. Să trăiți cu toții cu sănătate și ajutor. Să dea Bunul Dumnezeu să ne mai reîntâlnim, să ne mai revedem sănătoși, bucuroși și cu folos. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu toții. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Haideți să așezăm scaunele la loc, să facem fotografia de grup și după aceea să lăsăm biserica în bună rânduială. Doamne ajută, seară binecuvântată! A, da? Nu trebuie să vă ducă părinții? A, deci aveți cu... Ați rezolvat. Și vicepreședintele Academiei i-am dat un plus. Bine, nu vreau eu să iau un semn, dar bine că a dat un timp. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Facem fotografie aici. Aici veniți la fotografie toți. Părinte Nicolae și soția voastră. Și părinții, toți părinții. Părinte Adrian, aici veniți... Ah, bun. Veniți cu toții, haideți mai în față să vină lumea în spate. Mai în față. Veniți cu toții. Fotografia de cu. Mai dați cuiva.
sărbătoresc tot azi. Acoperirea mea și scăpare-te cu fecioară.